Antarctica a fost cândva un continent înfloritor și verde, dar în urmă cu aproximativ 23 de milioane de ani a început să se transforme într-o pădure înghețată. Pentru ultimii 15 milioane de ani a fost acoperit cu un strat gros de gheață, formațiuni geologice unice care sunt foarte interesant de cercetat pentru cercetători și exploratori. Săpăturile din Antarctica sunt ca o călătorie în trecutul planetei. Acolo s-au găsit o mulțime de lucruri stranii, unele vechi de milioane de ani, altele îngropate recent în gheață. Haideți să aflăm mai multe despre acest loc în timp ce enumerăm 10 dintre cele mai misterioase descoperiri găsite vreodată în gheața din Antarctica. Dacă îți place acest videoclip, nu ezita să apeși butonul de like, ne-ar ajuta enorm. 10. Viermii antici spermatozoa În anul 2015, cercetătorii care analizau monstrele de sol înghețat care au fost colectate din Antarctica au găsit ceva total neașteptat. În timp ce priveau materialele colectate printr-un microscop special, au descris ceea ce au identificat ca a fi niște țesături în interiorul unui cocon. Nu a durat mult până au descoperit că aceste țesături erau rămășițele fosilizate ale unui vierme antic numit Spermatozoa din familia viermilor inelați, Clitelata, sau cum îi cunoaștem în ziua de astăzi, drept râme sau alți viermi de pământ. Testele au arătat că monstrele aveau o vârstă mai mare de 50 de milioane de ani, dar mai surprinzător au fost similaritățile dintre fosilele găsite și o specie de lipitor din prezent, al căror nume îl aveți pe ecran. Acești viermi se găsesc în mod exclusiv doar în emisfera nordică, dar această descoperire extinde considerabil zonele în care aceștia puteau trăi în trecut. Totuși, ridică noi semne de întrebare unor oameni de știință. Cum au evoluat aceștia? Investigații suplimentare care includ și o imagistică cu rezoluții ridicate ale colecției de probe sunt în desfășurare. Dar, indiferent de rezultatele obținute din noile investigații, asta demonstrează că în mediul arctic se pot găsi indicii care pot schimba modul în care în înțelegem evoluția vieții pe pământ. 9. Pădurea fosilizată La sfârșitul anului 2016, cercetătorii au descoperit în Antarctica fragmente de fosile provenite de la pomii care datează din vremea celei mai mari extinții în masă de pe pământ în urmă cu 260 de milioane de ani. Acestea au fost găsite în straturile de roci sedimentare sub zăpada ghețarului Remzi. Fosilele conțin indicii despre biologia pomilor și detalii despre conservarea microorganismelor și a ciupercilor care trăiau în acea pădure. A devenit foarte clar că plantele care trăiau odată acolo erau capabile să se adapteze mediului înconjurător mult mai ușor decât celelalte organisme vii de pe planetă. Copacii din prezent au nevoie de câteva luni pentru a se adapta între anotimpuri, pe când pomii din Antarctica puteau face același lucru în câteva săptămâni. Acești copaci au putut supraviețui nu numai la 4-5 luni de întuneric, dar și la 4-5 luni de lumină continuă. Cercetătorii nu înțeleg pe deplin cum au putut face fața acestor condiții, dar acei pomi au făcut cumva asta. Să sperăm că oamenii de știință vor rezolva acest mister în curând, astfel cercetările și descoperirile lor pot fi aplicate pentru conservarea pădurilor din prezent. 8. Craniul uman de 200 de ani În anul 1985 a fost descoperit un obiect pe una din plajele insulelor sudice din Antarctica. Acest obiect era un craniu uman care a aparținut primilor vizitatori din Antarctica, mai precis al unei femei indigene din sudul țării Chile în vârstă de 20 de ani, care se crede că a murit între 1819 și 1825. Acestea sunt cele mai vechi rămășițe umane descoperite vreodată în Antarctica. Locația rămășițelor nu are niciun sens. Craniul a fost găsit alături de femurul femei în apropierea unei tabere a vânătorilor de foci de la începuturile secolului al XIX-lea. Nu era ceva comun la acea vreme ca o femeie să călătorească în acea zonă și nu există niciun document al vreunei migrații care să indice motivul pentru care o femeie tânără din Chile ar veni în Antarctica în acea perioadă. Oasele au un rol important în domeniul geopolitic al acelei zone. Atunci când tratatul Antarcticii va veni în atenția autorităților, la fel va veni și protecția mediului din această zonă pentru a o proteja. Descoperirile arheologice de genul acesta pot ajuta la prezentarea cazurilor de conservare din acea arie. În același timp, va permite unei țări ca Chile să aibă o poziție bună atunci când negocierile vor avea loc. Craniul, în vârstă de 200 de ani, este acum legat de descoperirea primelor teritorii locuibile din Antarctica. Însă, de ce femeia din Chile era acolo, rămâne un mister în continuare. 7. Tractorul aerian al lui Mawson În 1912, la numai 9 ani distanță de la primul zbor al fraților Wright, australianul de origine britanică, exploratorul Douglas Mawson, a încercat să exploreze polul sud din aer. Prima și singura sa încercare a fost îngreunată de un pilot Mahmur care a reușit să se prăbușească cu avionul în timpul unui test de zbor în Australia. Mauson a trimis pilotul acasă în Marea Britanie fiind foarte mâhnit de faptul că acesta a stricat singurul avion care îl putea duce deasupra polului sud. Douglas Mawson a decis totuși să ducă avionul în Antarctica pentru că acesta era funcțional, doar că nu mai putea zbura datorită avarilor din timpul incidentului. Acesta urma să fie folosit ca un tractor aerian care să acționeze ca o sanie și să-i poarte peste deșertul înghețat din Antarctica. Din păcate, motorul avionului nu a putut funcționa la temperaturi de sub 0 grade, iar Mawson a fost nevoit să îl abandoneze în regiunea Cape Denison. Motorul a fost îndepărtat și trimis către compania de aeronave Vickers Aircraft, iar fuzelajul a fost lăsat în urmă. Se credea inițial că rămășițele avionului sunt pierdute pentru totdeauna, asta până când au fost găsite în anul 1975. Apoi, în anul 2009, mulțumită unei combinații norocoase între fenomenul de luna albastră și un reflux extrem de scăzut, un templar care făcea parte dintr-o echipă de exploratori în căutarea avionului, pentru o perioadă de 3 ani, a zărit niște fragmente de fuselași printre pietrele plajei din Cape Denison. Dacă nu ar fi fost acești factori norocoși consecutivi, poate că rămășițele avionului ar fi rămas nedescoperite pentru totdeauna și o parte din primele explorări din Antarctica s-ar fi pierdut pe vecie odată cu fuzelajul avionului. 6. Cascada de sânge una dintre cele mai ciudate și cunoscute priveliști din Antarctica a fost descoperită pentru prima dată în 1911. Locul este cunoscut sub numele de Cascada Sângelui și cred că puteți observa de ce. Un lichid de culoare roșie intensă iese la suprafața glaciarului Taylor situat pe partea estică a continentului. Cauza acestui fenomen a uimit cercetătorii încă de la primele imagini înregistrate, iar pentru o perioadă lungă de timp s-a crezut că este rezultatul unor alge care colorează apa. Dar recent, oamenii de știință au anunțat că au aflat în cele din urmă explicația reală a fenomenului. Folosind o metodă numită radioglaciologia, aceștia au putut să se uite la caracteristicile care zac în adâncul gheții, care formează glaciarul Taylor și au urmat râul de sânge supersaturat până la sursa acestuia. Durează în jur de 1,5 milioane de ani pentru ca apa să își croiască drum prin gheață către suprafața glaciarului și să cadă sub forma unei cascade de sânge. Acea apă provine dintr-un lac plin de fier care se află sub rocile de la baza ghețarului. Apa supusă la o presiune ridicată este împinsă la suprafață unde intră în contact cu oxigenul atunci când iese din ghețar, punct în care fierul oxidează și transformă culoarea apei într-un roșu aprins. Mister rezolvat. 5. Prăbușirea avionului Pegasus. Pe data de 8 octombrie 1970, avionul Pegasus C-121 zbura pe deasupra teritoriilor din Antarctica. Piloții se luptau cu o furtună teribilă, dar au fost forțați să înainteze pentru că nu aveau combustibil suficient pentru a ajunge înapoi în Noua Zeelandă, locul de unde decolaseră. Furtuna care s-a înrăutățit a rupt mai multe părți din exteriorul avionului. În curând, acesta a fost doborât de furtună și s-a prăbușit pe teritoriul înghețat din Antarctica. La bordul avionului se aflau 80 de persoane, dar adevăratul mister în acest caz este că au supraviețuit cu toții și au putut să-și continue cercetările după ce au fost salvați. Dacă ajungeți întâmplător la stația McMurdo, încă puteți vedea avionul Pegasus odihnindu-se lângă o pistă de avioane care îi poartă numele. Acesta a fost acoperit de straturi de gheață și zăpadă. Imaginile pe care le oferă evenimentul în prezent sunt ca un semnal de alarmă pentru pericolele care ne pasc în explorarea și cercetarea Antarcticii și că aceste lucruri nu ar fi posibile fără cercetătorii îndrăzneți care și-au îndeplinit misiunile în trecut pentru a afla mai multe informații despre aceste regiuni ostile. 4. Creaturi antice. În timpul explorărilor unui lac subglaciar din anul 2018, care se află la 600 de kilometri de punctul polului sud în Antarctica vestică, o echipă de cercetători au făcut o descoperire uimitoare. Lacul Mercer a rămas neatins de om pentru mii de ani și a fost văzut în trecut doar prin imaginile create de scanerele cu laser din zona respectivă. Acesta se află la o adâncime de 1067 de metri sub gheața arctică și se întinde pe o suprafață de aproximativ 160 de kilometri pătrați. Au fost necesare două zile pentru a forja până la lac și totul a fost posibil datorită săpăturilor cu ajutorul apei fierbinți sub presiune. Când au fost aduse monstre la suprafața lacului, acestea au fost supuse testărilor și s-au descoperit unele lucruri surprinzătoare. În primul rând, apa conținea oxigenul necesar pentru supraviețuirea unui animal acvadic, astfel au fost descoperite un număr uriaș de bacterii, dar mai semnificativă a fost descoperirea rămășițelor unor creaturi minuscule antice, cum ar fi tardigrade, crustacee, diatomee și ceea ce se crede a fi un tip de fungi. Nu toate aceste vietăți sunt creaturi acvatice, se crede că ele au prosperat în părțile montane ale Antarcticii în timpurile mai călduroase de acum 120.000 de ani și au fost în cele din urmă, odată cu moartea lor, purtate de apă până în lacul Mercer. Astfel de descoperiri ne furnizează noi perspective despre cum arăta viața în acea perioadă a timpului, însă și mai important, cum au supraviețuit aceste creaturi în condiții atât de extreme. 3. Meteoritul Allen Hills 84001 Antarctica acoperă o zonă vastă, iar mulțumită culorii terenului său, sunt ușor de remarcat lucruri care nu se încadrează în peisaj, ceea ce face ca acest loc să fie unul grozav pentru a găsi pietre care au căzut din spațiu. Există de fapt o echipă de cercetători finanțată de NASA care se numește Căutătorii de Meteoriți în zona Antarcticii. Aceștia fac vizite anuale la Polul Sud, unde au făcut unele descoperiri incredibile. Unul dintre ele este și meteoritul Allen Hills 84001 și a fost descoperit în anul 1984 în dealurile Allen. Piatra are o greutate de 1,9 kg și se crede că aceasta a venit de pe planeta Marte. În 1996, un grup de cercetători au pretins că au descoperit fosile și bacterii marțiene în interiorul meteoritului. Aceste dovezi au fost în cele din urmă respinse, dar discuțiile sunt considerate un punct de cotitură în istoria dezvoltării științei din domeniul astrobiologiei. De la data primei expediții a acestor cercetători, în urmă cu 40 de ani în urmă, mai mult de 200 de persoane au luat parte la aceste descoperiri. Aceștia au găsit peste 20.000 de specimene de meteoriți care au fost supuse studiilor mai ample. De fapt, peste 65% din meteoriții care alcătuiesc toate colecțiile din jurul lumii sunt proveniți din Antarctica. Nu numai America a început cercetările în acea zonă, ci și Japonia, China, Corea de Sud, Italia, Belgia și Marea Britanie. Toate au trimis echipe de cercetători pentru a explora zona. Cine știe, poate că într-o bună zi se va descoperi cea mai bună dovadă a existenței vieții în afara Pământului, în unul dintre cele mai ostile locuri de pe planetă. 2. Neutrinul. Modelul standard al particulelor elementare ale fizicii descrie tipuri variate de particule subatomice care există peste tot în univers. În cea mai mare parte, detectarea lor este posibilă doar prin folosirea unei mașinării extrem de complexe, cum ar fi Marele Accelerator de Hadroni. Însă singura excepție a acestor particule este neutrinul. El nu poartă nicio încărcătură electrică, ceea ce face detectarea lui foarte dificilă. Acestea sunt create într-un proces nuclear, dar, în ciuda faptului că sunt foarte multe astfel de particule elementare de neutrin, ele interacționează foarte rar cu orice altceva. Se crede că sunt de un miliard de ori mai mulți neutrini decât neutroni în Univers. Miliarde de astfel de particule trec prin vârful degetelor voastre chiar în timp ce vizionați acest videoclip. Antarctica este locul unui laborator creat pentru studierea neutrinilor. Asta datorită faptului că sunt șanse foarte mari să fie observați atunci când interacționează cu gheața groasă de acolo. În timpul cercetărilor din cadrul experimentului denumit Experimentul Cubului de Gheață, a fost făcută o descoperire incredibilă în anul 2017, atunci când un neutrin a fost văzut, iar oamenii de știință au putut urmări traiectoria acestuia înapoi către originile sale. 1. Anomalia gravitațională din craterul țării lui Wilkes Acest crater se credea că are un diametru de aproximativ 250 de kilometri și o adâncime de aproape 800 de metri în care se află un obiect misterios. S-a teoretizat faptul că se află acolo din anul 1962 datorită seismelor anormale și gravitației măsurate în acea zonă. În 2006 a apărut în regiune un crater uriaș cu diametrul de până la 500 de kilometri. Unii sugerează că acolo este locul unei baze militare secrete sau a unei piste de aterizare pentru OZN-uri, dar adevărata cauza a craterului poate fi la fel de uimitoare ca teoriile de mai sus. Unii cercetători cred că este un crater de impact gigant format în urma prăbușirii unui asteroid uriaș. Acesta este de peste două ori mai mare decât asteroidul care a lovit peninsula Yucatan din Mexic și care a cauzat extinția dinozaurilor în urmă cu 65 de milioane de ani. Dovezile au arătat că a lovit în urmă cu mai puțin de 500 de milioane de ani. În prezent se crede că reprezintă principalul motiv al extinției permian-triasică, denumită și Mare Extinție din Permian, care a avut loc cu 250 de milioane de ani în urmă și a reprezentat de fapt cea mai mare extinție în masă cunoscută din istoria Pământului, de la dezvoltarea organismelor multicelulare până în prezent. Dar nimic nu este sigur în totalitate până când nu sunt prelevate monstrele de la locul impactului. Cu zone atât de vaste acoperite doar de gheață, cu siguranță se află mult mai multe lucruri în Antarctica gata să fie descoperite. Care credeți voi că vor fi descoperirile făcute acolo în viitor? Ne puteți spune în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!